Elevii de clasa 12 se pot înscrie la examenul de bacalaureat începând de luni 30 mai până vineri 3 iunie la secretariatele liceelor, anunță Mediafax. Înscrierea candidaților pentru prima sesiune are loc în perioada 30 mai 3 iunie, potrivit calendarului examenului național de bacalaureat. Înscrierile se fac atât pentru absolvenții din anul școlar 2015-2016, cât și pentru cei din promoțiile anterioare care nu au promovat examenul de bacalaureat. Înscrierea candidaților pentru examen se face prin fișă tip informatizată la secretariatele liceelor pe care aceștia l-au absolvit numai în perioada prevăzută în calendarul examenului. Pentru candidații din seria curentă, profesorii dirigenți trebuie să realizeze niște tabele de înscriere la prima sesiune de bacalaureat în conformitate cu evidențele din licee. Tabelele cuprind opțiunile pentru probele de examen și semnătura elevilor. Odată cu tabelele, profesorii dirigenți depun și fișa tip informatizată, tipărită și semnată de fiecare candidat, în care acesta își asumă opțiunile pentru disciplinele de studiu prevăzute pentru probele la alegere. Candidații din anii precedenți se pot înscrie la secretariatul unității de învățământ pe care au absolvit-o pe baza actelor solicitate de către secretariate, cum ar fi certificatul de naștere și, după caz, de căsătorie, un act de identitate, foaia matriculă, adeverință cu notele la probele pentru care solicită recunoașterea notelor. Elevii români care au studiat în străinătate se pot înscrie la examenul de bacalaureat numai după echivalarea studiilor și promovarea examenelor de diferență. Examenul de bacalaureat 2016 va debuta în 13 iunie cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, susținută până în 15 iunie. Proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă va avea loc în perioada 15-17 iunie. Între 21 și 24 iunie se va desfășura proba de evaluare a competențelor digitale, urmată între 27 iunie și 1 iulie de proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Probele scrise ale sesiunii iunie-iulie vor începe pe data de 4 iulie cu limba și literatura română și vor continua pe 5 iulie cu proba la limba și literatura maternă, pe 6 iulie cu proba obligatorie a profilului, iar pe 8 iulie cu proba la alegere a profilului și specializării. Afișarea rezultatelor se va face în data de 12 iulie până în ora 16 și în aceea zi vor putea fi depuse contestațiile până la ora 20, care urmează a fi soluționate în perioada 13-15 iulie. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 16 iulie.